această primăvară, agențiile au scos pe piață câteva oferte atractive pentru cei care doresc să viziteze China. Unul dintre circuite vă propune să vizitați China alături de misteriosul Tibet, Hong Kong și Macao. Este un program care vă oferă ocazia să intrați în atmosfera vechilor capitale care s-au succedat de-a lungul numeroaselor dinastii din istoria glorioasă și zbuciumată a Chinei, să luați contact cu străvechea cultură și cu tradițiile milenare care și-au pus amprenta asupra evoluției întregii civilizații. Noi am încercat să includem în circuitele noastre care se referă la China ceea ce este mai important în această țară, care e cât un continent. E greu să spui că ai văzut China într-o singură călătorie, dar noi vrem să credem că este chintesența ceea ce oferă ea ca destinație turistică în momentul de față. Avem mai multe tipuri de circuite, este vorba de marele circuit de primăvară, marele circuit de toamnă. Mai avem un circuit care are, pe lângă China tradițională, și Tibet. Și mai avem un circuit nou pe care îl lansăm în toamnă, China cu Taiwan. Vă spuneam că este vorba de circuite, așa zise, clasice, pe care noi le facem de foarte mulți ani. Acest mare circuit de primăvară, de exemplu, care costă 2500 de euro cu toate taxele incluse și de aeroport și de viză, toate intrările la obiective, cu demipensiune, cu ghizi locali, cu muzee, cu transport, cu hoteluri de 3 și 4 stele și care este de fapt un circuit amplu care pornește din nord, de la Beijing, continuă la Luoyang, mai departe la Xi'an, Shanghai, Hangzhou, Guilin și coboară până la Hong Kong și Macau. Sigur că China este un subiect inepuizabil și este un subiect care se transformă de la an la an. Adică dacă ai văzut China acum și te mai duci peste 2-3 ani, e posibil să nu mai recunoști foarte multe, foarte multe localități. Deși costisitoare, vacanțele în spațiul chinezesc îi îmbogățesc spiritual pe toți cei care trec granițele acestei țări unice prin cultura, ritmul și evoluția sa.